Dacă mi-ar cere cineva să spun numele unui singur sentiment pe care mi l-a trezit lumea prin care am trecut, aș răspunde fără ezitare compasiunea, despre care cu timpul am înțeles că este o treaptă a înțelegerii și o formă de cunoaștere. Dacă aș accepta că această carte este o carte de călătorii, atunci itinerariul acestora leagă între ele puncte de sprijin ale înțelesului și nefericirii lumii prin care am trecut. În timp ce, schimbându-se, acestea au devenit repere ale schimbării mele. Mărturisește poeta Ana Blandiana în noua sa carte Soră Lume, apărută în aceste zile în librării, despre care am avut bucuria să vorbim în interviul nostru. Unde ne duce acest titlu, Soră Lume? Deci, subiectul cărții. Va avea mai mult sau mai puțin aspectul unei cărți de călătorie, după cum va avea mai mult sau mai puțin aspectul unei cărți de memorii. Și deși va fi și una și alta, nu e o carte de memorie și nu e o carte de călătorie, pentru că scopul ei nu e acela de a povesti lucruri care mi s-au întâmplat mie, ceea ce ar însemna memorii sau fapte și întâmplări din câte o țară în care am fost. Scopul ei este acela de a face un portret al lumii prin care am trecut. Deci, întâmplările există doar în măsura în care spun ceva esențial despre țările respective, despre epocile respective, pentru că este vorba de multe țări, în principal europene, dar și China și Africa de Sud, pe de o parte, și este vorba de două epoci, până în 89 și după 89. Și este vorba de o continuă comparație între țări considerate libere și țări care erau supuse dictaturii și represiunii. Am spus considerate libere pentru că, și asta este una din temele cărții, o mare parte din carte și din viața mea am avut perspectiva absolut idealizantă. În orice caz, n-am făcut decât să visăm, să ajungem, să visez, să ajung în lumea liberă. Și acum, în ultimii ani, am sentimentul că, într-un mod nu numai paradoxal, ci și înspăimântător, lumea liberă își inventează propriile cenzuri. Corectitudinea politică este un fenomen absolut identic cenzurii, chiar cenzurii exterioare devenită interioară, cea de care mi-era cel mai frică înainte, pentru că reușisem să inventez tot felul de arme și mijloace de luptă împotriva cenzurii, dar ceea ce mă înspăimânta era că aș putea ajunge într-un punct în care ajunseseră mulți dintre scriitorii lumii comuniste, în care să știe dinainte ce va fi cenzurat și să nu scrie pentru că tot va fi cenzurat. Asta era cenzura interioară care mi se părea ultimul rău care ar putea să mă atingă și care nu mă atinsese atunci. E bine, corectitudinea politică asta este. Este un mijloc de a educa publicul să se supună unor norme de gândire. De exemplu, am văzut ceea ce chiar nu mi-a venit să cred, pentru că nici comuniștii n-au îndrăznit să facă asta, am văzut liste de expresii care e bine să nu fie folosite. Liste reprezentând pagini întregi semnate de doi universitari americani. În America nu te bagă nimeni la închisoare că nu respecti ceea ce ți se spune, dar poți fi marginalizat și ești marginalizat. Care a fost prima țară liberă pe care ați vizitat-o în timpul comunismului? Franța. Deci am fost în Franța și există un capitol în carte în 68, în timpul maiului revoluționar. Eu eram atunci studentă. A fost într-un fel cel mai extraordinar prilej cu care am fost vreodată în străinătate și eu eram aproape o puștoaică. Deci am fost invitată, am primit la Uniunea Scriitorilor o invitație semnată de Jean-Louis Barrault, care era organizatorul Teatrului Națiunilor și care în acel an, la propunerea lui Pierre Emmanuel, care era nu numai poetul într-un fel cel mai
important în epocă, dar și un personaj public extrem de important. Fondase o fundație care se numea Pur un întreg intelectual și care a ajutat enorm intelectualii din Est, trimițându-le publicații, cărți, invitându-i eventual. În orice caz, eu am fost invitată de Pierre Emmanuel și nu mi-a venit să cred când am văzut hârtia semnată de două nume așa. După aceea m-am gândit de multe ori, oare cum s-a întâmplat? Și m-am gândit că întâmplător în Franța avusesem un mic succes, se difuzase la radio și după aia un poem al meu, Elegie de dimineață, și după aia ascultătorii ceruseră mereu și mereu se reprogramase, ceea ce fusese ceva. Ăla era singurul meu succes francez. Dar m-am gândit că probabil explicația este că, aflând faptul că, deși eram tânără, fusesem interzisă, că veneam dintr-o familie cu... s-au gândit că e mai sigur decât să invite pe cineva despre care n-ar fi știut sau putea să fie securi. Sau, asta e din capul meu. În orice caz, asta este explicația mea pentru acea invitație extraordinară, pentru că ceilalți poeți veniți din apus erau efectiv toți din fiecare țară era câte un poet în acea primă sesiune a Teatrului Națiunilor, care a avut înainte o săptămână de poezie, de recitaluri de poezie. A fost prima și ultima, pentru că pe parcursul ei a fost ocupat teatru de către revoluționari. Este una din cele mai senzaționale povestiri din carte, felul în care teatru a fost ocupat și devastat în strigăte de jos cultura, apara culturii. Pare de neînchipuit. Dar vreau să zic că în timpul ăsta n-am făcut decât să umblu prin oraș și mai ales prin Cartierul Latin, unde era revolta și unde erau ca niște altare, unul alumau cu poze imense, Mao, Lenin, Che Guevara, ăștia trei erau. Deci vă dați seama că la mine eu gândeam invers. Dacă mă întrebați de ce, erau pur și simplu de extremă stângă și erau împotriva culturii burgheze. Deci când au ocupat teatru, strigau Aba la culture, l-au tras de picioare în jos pe Jean-Louis Barrault de pe scenă. Iar în curtea Sorbonei, unde erau altarele astea cu tot felul de foi de propagandă și se vorbea așa, era o continuă dezbatere, se povesteau întâmplări în care profesorii fusese aruncați pe geam, deci profesorii burghezi. Asta e, a fost ca o boală, ca o nebunie, pur și simplu. Vorbind de comunism, evident, deci de perioada dinainte de 89 și după, cum a fost când ați mers la Moscova? În carte povestesc o călătorie foarte pe larg. Cred că este singura temă care are trei capitole din carte. Deci veneam din România, care era o țară comunistă și totuși eram șocată. Deci era clar că eram mai liber decât rușii. Povestesc tot felul de întâmplări, n-am timp în emisiune să le spun și sper că va fi citită cartea. Incredibile! Chiar pentru niște oameni care veneau din România, cum eram noi, pentru că eram o delegație formată din Ștefan Bănulescu, Matei Călinescu, Ben Corlaciu și cu mine. Țin minte când mi s-a propus, era în 64, deci era prima călătorie în străinătate din viața mea. Eram tânără și abia devenise membra a Uniunii Scriitorilor. Când mi s-a propus, prima mea reacție a fost să zic nu, dar când am văzut cu cine merg, m-am gândit dacă ei au zis da, atunci pot să zic și eu da, pentru că în capul meu aveam din copilărie o întâmplare în care venise la noi o nepoată a lui mama din Blantiana, Sandena fiind satul mamei, care era orfană și deci avea originea sănătoasă și care, învățând bine după ce a terminat
liceul i s-a propus să meargă la studii în URSS și Ana a avut curajul să hotărască singură și a venit la noi să-l întrebe pe tata și pe mama ce să facă. Și mi-a rămas în minte, eu eram în clasa a întâia și asistam la discuție, cum tata i-a explicat că ar fi o nebunie să accepte și să se ducă, pentru că ce s-ar întâmpla, și asta, cum să spun, spunea enorm despre epocă, despre tata, despre, și mi-a și rămas în minte, ce s-ar întâmpla, de exemplu, dacă între timp ar veni americanii. Deci asta era visul tuturor aici și ea să rămână suspendată în URSS, drept care nu s-a dus și, cum să spun, probabil că dacă se ducea, cum să spun, făcea, cine știe cum era viața ei. Și de multe ori m-am gândit ce ciudată. Deci această carte, în rezumat, este o carte despre lumea prin care am trecut și toate întâmplările ca și asta pe care am povestit-o. Deci nu e călătorie, nu, deci are legătură cu felul în care a fost lumea, o lume stranie. Primul capitol din carte se numește Compasiunea ca formă de cunoaștere. O lume care tot timpul mi-a trezit compasiunea și cei toți, și cei răi, și cei buni, și toți mai mult sau mai puțin au fost într-un fel victime a felului în care extrem de contorsionat și de, în care a evoluat istoria. Fals tratat de manipulare, am încercat să compun din fragmente de amintiri un portret al țării. Acum este vorba despre lume, mai scrie poeta Ana Blandiana despre noua sa carte de eseuri, Soră Lume. O parte din carte este evident, pentru că asta a fost forma mea de a umbla prin lume, despre festivaluri, despre tot felul de întâlniri scriitoricești. Ca să spun doar o idee, povestesc tot felul de tipuri de festivaluri. Este vorba de faptul că, spre deosebire de noi care am descoperit societatea de consum doar de 20 de ani, pentru care încă mall-urile sunt niște temple, în apus s-a ajuns la un fel de oboseală de materialitate. Toată această nebunie a ajuns la o sațietate. Asta e explicația mea pentru faptul că de 10 ani încoace, să zicem, poate chiar de 20, numărul festivalurilor de poezie a crescut exponențial. Unele dintre ele sunt cu adevărat extraordinare, adică se strâng multe sute de oameni, dacă nu mii, din mai multe țări și vin să asculte poeți necunoscuți de ei, chemați din toată lumea. Unul din festivalurile cele mai grozave este cel de la Vilenița din Slovenia. În general există țări cum e Slovenia sau Macedonia, unde sunt două festivaluri extraordinare și două premii foarte importante. Deci în Macedonia e premiul de la Struga, care e cel mai mare premiu de poezie, și cum am avut norocul să fiu și să le iau, am descoperit cum aceste țări extrem de mici, pentru că fiecare sunt cât Oltenia, să zicem, și-au făcut un brand de țară din poezie. O să citesc nu din volumul Variațiuni pe o temă dată, ci care e ultimul, ci din penultimul, care se numește Orologiu fără ore. Și citesc din asta pentru că aici este, am descoperit, de fapt nu am descoperit, cineva mi-a scris: tu ți-ai mai citit cartea aia? Eu nu mai citisem. În general nu prea îmi place să-mi citesc cărțile. Așa, parcă mă simt înstrăinată de ele. Și ai o carte, un poem despre pandemie. Deci, și am citit și, într-adevăr, pare că e scris după pandemie. Boala se numește. Boala. Să fie doar o boală molipsitoare? Timpul să fie un virus care trece de la bolnav la bolnav și lasă urme adânci în carnea pe care o atinge? Ar fi posibil să te retragi din calea epidemiei
și morbul ei să nu-ți pătrundă în sânge? Ar fi posibil, deci, să mai existe o șansă de a nu te îmbolnăvi de boala de veci? Chiar dacă îi îngrijești pe cei dragi atinși de flagel și chiar dacă știi că imunitatea e mai greu de suportat decât boala și în cele din urmă se termină la fel. Aș vrea să mai adaug însă ceva. Când am citit toate fragmentele și când am aranjat cartea, am fost mirată cum tema care structura era libertatea. De la perioada cu Revoluția din România, în care povestesc cum un soldat i-a întrebat pe scritorii francezi care veniseră, spuneți-ne, a fost un moment în care am fost atât de mândră de, pentru tinerii de la noi. Era un soldat, arăta ca un pui de găină cu gâtul ieșind din manta, așa. Și era noaptea de anul nou când venise un capitol din carte, venise un avion întreg cu ziariști și scritori francezi să facă revelionul cu noi, scritorii români pe care abia reușiseră să-i strângă vreo 30, cred, nu mai mult, pentru că nu mergeau telefoanele, nu, mă rog. Și un soldat, i-am dus prin locurile unde s-a murit și eu făceam pe translatoarea, că fusesem gazdă la scritori, și un soldat a spus, vă rog, întrebați-i că ei sunt liberi de mai mult timp. Ce trebuie să facem cu libertatea? Cum folosești? Adică, ce urmează? Ce depinde de noi? Că mi s-a părut ceva absolut extraordinar și țin minte că au fost atât de impresionați francezii încât după aia au apărut în tot ce a scris, au scris ei când s-au întors acasă, a apărut povestea asta cu ce putem face. Sau, de exemplu, în cadrul vizitei în China, una din marile probleme ale mele, care treceam și vedeam acest amestec extraordinar, teribil, de indigest și de imoral, între o dezvoltare economică bruscă, un boom economic extraordinar și toate regulile de represiune care rămâneau. Și întrebarea era, de câtă libertate au nevoie acest oameni ca să fie fericiți? Adică le crescuse nivelul de viață în mod evident foarte mult. Sunt fericiți, au telefoane, au de toate, dar toate sunt cu limite la țara lor și, de fapt, niște forme de supraveghere a lor înșile. Deci, asta voiam să mai adaug, că libertatea în diversele ei forme, în Africa de Sud, în America Latină, deci mereu, mereu apărea din adâncuri aceeași problemă. Cum se așează, ca și în Uniunea Sovietică, ca și cum trăiesc oamenii în funcție de câtă libertate au și de cât au nevoie.